Vă invit să ne ridicăm, să citim cuvântul lui Dumnezeu. Întâi împărați capitolul 17, începând cu versetul 8 până la versetul 16. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel. Scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei văduve, unei femei văduve să te hrănească. Elie s-a sculat și s-a dus la Sarepta când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis, du-te și adum, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis, adum, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și ea a răspuns, viu este Domnul Dumnezeul tău că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior, și iată strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu, vom mânca și apoi vom muri. Ilie a zis, nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis, mai pregătește-mi întâi mie, cu un de lemnul și făina aceea, o mică turtă, și adum eu, te rog, pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, făina din oală nu va scădea și unde lemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie. Și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și unde lemnul din ulcior nu s-a împuținat după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie Amin. Să ocupăm locurile. Ilie este un om ciudat, un om de la munte, aspru ca munții Galadului de unde vine el. Poartă o manta de păr, cu o curea încins la mijloc, arată tot la fel de aspru ca și hainele pe care le poartă și Dumnezeu l-a trimis la Ahab, a intrat în palatul lui Ahab și a ținut o predică extrem de scurtă. O declarație șocantă. Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie decât după cuvântul meu. Amin și a plecat. Câți dintre noi am fi gata să. Ascultăm un Dumnezeu care ne dă asemenea poruncă. Dacă tot te trimite Domnul până la casa lui Ahab, măcar să-ți dea vreo 5 minute, vreo 10 minute, nu e așa, frate Vasile? Eu am trecut printr-o încercare grea. Am, am avut voie să predic în fața președintului României A, și mi s-a dat 3 minute. Noi predicatorii totdeauna zicem că predicăm puțin, dar când e vorba să te încadrezi în timp, e o problemă foarte serioasă. Și mă gândeam ce o să spun eu în fața Domnului Constantinescu, trei minute. Eu cred că atunci când a fost trimis la Ahab, Ilie, Domnul a spus, vezi că ai 30 de secunde. Doamne, da, dacă tot mă trimiți până acolo, măcar o să am și eu să predic, că fratele țon, nu? O oră jumate. <laughs> Suntem speriați la un asemenea scenariu, nu-i așa? O predică de 30 de secunde și să pleci. Știți că predica asta de 30 de secunde a lui Ilie a avut un efect devastator pentru întreaga țară? După predica asta, Ilie este trimis de Dumnezeu să se ascundă. Doamne, dacă tot vrei să fii predicator, vrei să și mă ascund acum după ce am predicat? Spune adevărul și fugi, spune un proverb. Spune adevărul și fugi. Dumnezeu l-a ascuns pe Ilie lângă pârâul Cherit. Și am învățat că Cherit înseamnă a tăia, a ciunti, a curăța, așa cum se curăță via. Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la tuns, L-a curățat. Nu știm cât timp a stat ilie lângă pârâul cherit, știm însă că fiecare zi bea apă din pârâu, veneau niște corbi care aduceau mâncare și dimineața și seara, numai două meniuri pe zi, nu trei. Și tare îmi place să cred că corbi ăștia luau mâncarea de la picnicul lui Ahab. Că ăsta singurul mai avea câte ceva de mâncare pe vremea aceea, nu? în timp ce își frigeau steakurile la grătar, nu venea un corb, luau unul și pleca, se ducea lui Ilie. Într-o zi însă s-a terminat apa din pârâu, s-a uscat pârâul acela și cred că n-au mai venit nici corbii. Și pentru viața lui Ilie începe un nou capitol. Am învățat deja duminica trecută că atunci când seacă pârâul, Dumnezeu are un, au, un alt plan pentru noi de fiecare dată. Dumnezeu îi spune lui Ilie, du-te, fugi din nou de data asta și am să te ascund unde nici lui Izabela nu se să treacă prin cap. O să te ascund în țara Izabelei. Este șocant. Sarepta Sidonului este în țara de origine a Izabelei, a acestei împărătese păgâne, idolatre, care nenorocise împreună cu bărbatul ei pe Israel. Dumnezeu trimite pe Elie în țara Izabelei. Sunt trei lucruri de care o să vorbim în această seară. În primul rând, începe o nouă călătorie a lui Ilie, Vom discuta despre o promisiune minunată și ultimul subiect, aprovizionarea divină, aprovizionarea pe care o asigură Dumnezeu. Da, haideți să le luăm pe rând. În primul rând, să vorbim despre această călătorie divină trimisă de Dumnezeu, organizată de Dumnezeu pentru Ilie, trimiterea aceasta în țara Izabelei. Cred că Elie se simte abandonat lângă pârâul acela uscat și stă dezamăgit, neștiind ce se va întâmpla cu el. Până acum totul a fost ok, apa a curs, corbii au venit, viața a fost frumoasă, nimeni nu l-a deranjat pe Elie. Și dintr-o dată proviziile Domnului se termină, să usucă pârâul. Când seacă pârâul, întotdeauna trebuie să ai în vedere că Dumnezeu are un alt plan. Ceva se pregătește pentru tine atunci când seacă pârâul binecuvântărilor, pârâul aprovizionării divine. Când nu mai vine apa care a venit până acum la robinetul tău, Dumnezeu are altceva pregătit pentru tine. Ilie este trimis acum de Dumnezeu într-o altă călătorie. Știți că atunci când avem binecuvântările asigurate de Dumnezeu, începem să devenim sedentari, nu? Comozi, ba chiar leneși. Corbi vin la ora fixă, steak-ul este făcut așa numai cum ne place nouă, apa este rece, probabil că este și ceva umbră undeva unde se poate dormi bine. Și întotdeauna, în mijlocul binecuvântărilor pe care ne le dă Dumnezeu, începem să ducem o viață sedentară. Nu ne arde de călătorie deloc. nu e așa? Ei, când nu e bine acasă, întotdeauna e bine să fii musafir, nu e așa? Dar cât e mai bine la tine acasă, atunci te faci sedentar, nu călătorești, nu te duci nicăieri devenim comozi în mijlocul binecuvântărilor. Începem să nu mai fim productivi. Stăm liniștiți că apa curge și friptura vine. Cineva se ocupă de binecuvântările noastre. Din păcate, asta se întâmplă cu noi în America. Vin binecuvântările, suntem sedentari, comozi și leneși, neproductivi pentru împărăția lui Dumnezeu. Credința adevărată însă așteaptă un nou plan, așteaptă o schimbare, așteaptă o intervenție divină. Întotdeauna când veți vedea că resursele se împuținează, Dumnezeu are un alt plan pentru tine. Fii atent la El. deschide toate antenele să primești mesajul și să te duci acolo unde Dumnezeu te trimite. Este așa de frumos cum traduce Bartolomeu Anania în Isaia 40 cu 31. Dar cei ce-l așteaptă pe Dumnezeu își vor împrospăta puterea, ca vulturii se vor înaripa, vor alerga și nu vor osteni, vor merge și nu vor flămânzi. Îmi place așa de mult pentru că este o traducere foarte corectă din ebraică, cei ce-l așteaptă pe Dumnezeu mai îl așteptăm noi pe Domnul. Știți că un timp foarte bun de așteptat să intervine Domnul este când seacă părâul, când se împuținează resursele, atunci așteaptă-l pe Domnul, că Domnul vine acum, îți va renoi puterea, ca vulturii se vor înaripa a care îl așteaptă pe Domnul, vor alerga și nu vor osteni, vor merge și nu vor flămânzi. Așteaptă-l pe Domnul atunci când pârâul seacă. Domnul are pregătită o nouă călătorie pentru tine și o trimitere din partea lui. Porunca pe care Dumnezeu o dă lui Ilie este foarte interesantă. Du-te în țara Izabelei, du-te într-o țară izolată, idolatră, du-te la peste 100 de mile depărtare. Eu cred că să parcurgi 100 de mile N-a fost un lucru foarte ușor. Nici astăzi nu e grozav de ușor cu mașinile noastre, dar să te duci pe jos în timpul acela și îmi place să cred că provizii nu erau. Era secete și foame în toată țara. Corbii nu i-au adus o porție dublă lui Ilie să aibă de drum. Ilie a călătorit postind, dacă vreți, spre locul acela din țara Izabelei, Doamne, n-ai unde să mă trimiți? Atâtea țări sunt pe lumea asta, nu? De ce mă trimiți exact în țara lui, lui femeia asta care vrea să mă omoare? Pe asta are, are rude, are spione, are securitate peste tot, nu? Cum de mă trimiți exact acolo? Nu ai un alt loc mai bun? Cred că Elie a gândit așa cum gândesc foarte mulți misionari de astăzi, nu? Vrem să plecăm în misiune. Și unde plecăm? În Germania în Austria. Nu? Evanghelizăm pe păgânii ăștia, domnule. Au nevoie de Hristos? Sigur că da. Ei, când auzim că Domnul ne trimite în Africa, ne trimite în India, ne trimite în Afganistan, în Pakistan, sau cine știe unde, nu? Avem exact aceeași întrebare ca Elie. Doamne, nu ai un alt loc numai chiar acolo să, să mă trimiți? Credința însă este o mare aventură. Când îl crezi pe Dumnezeu, pornești în cea mai mare aventură a vieții sale. Am, am lucrat timp de 10 ani împreună cu fratele Iosif Tson și câteodată stăteam la masă, așa la 12, la societatea misionară, venea la mine și cu vocea lui ce bă, petre mă, de unde ne-a scos Dumnezeu pe noi? Acum eu mă gândeam direct că ne-a scos Dumnezeu din comunism și ne-a dus în America, nu? Ne-a dus în misiune în America. Zicea, nu mă, de la coada vaci, mă, de la, de la, de la țară, mă, din, de, de, la moți ne-a ne dus pe noi. De la vidra, zicea el. Umblam după vaci cu niște opinci și mi se încurcau gurgoiele de la opinci în spinii de, din răzoare și pe cam pe burtă, zicea el, de acolo mă ne-a dus Dumnezeu pe noi. Ce aventură extraordinară, nu-i așa? Ce aventură extraordinară este credința noastră? Gândiți-vă ce s-a întâmplat în viața noastră de când l-am cunoscut pe Hristos. Eram adolescent, purtam o geacă de piele și ochelari de soare. Și pe vremea aceea băieții voia să fie cool, nu? Și un ung de -a meu m-a luat deoparte, băi, și vine în M-am dus la un neamță și un neamță mi-a zis, bă, tu n-ai motre de golan, de șmecher. Dar de ce am unchiul? De predicator, mă, zis, o să fii predicat. Aoleu, asta mai lipsea mie, nu? Iată că Dumnezeu a făcut predicator, iată că sunt în America, ce aventură extraordinară are credința, nu e așa? Necredința însă te ține ca pe un animal în cușcă. Necredința te ține ca pe un animal în cușcă. Un alt lucru care vreau să menționez aici, ascultă întotdeauna când poruncește Domnul, chiar dacă poruncile lui par lipsite de sens, parcă nu sună bine, du-te în sarepta Sidonului, că am poruncit la o văduvă să-ți dea de mâncare. Aoleu! Mă, corbi, mai era ceva, dar o, oh, și văduvă să te hrănească? Măcar dacă ar fi spus, eu văd văduvă necăjită acolo și o să ai grijă de ea. Du-te să te o văduvă. Unde? În țara Izabelei. Nu sună normal că este asta. Uneori, poruncile Domnului nu sună logic, după logica noastră. Ascultele, chiar dacă nu ți se par ok. Ascultele, supune-te, du-te unde te trimite El. Nu te lua după logica ta. Uneori, logica lui Dumnezeu e prea înaltă pentru logica ta. Mi-a povestit recent cineva că s-a dus un frate de a nostru și a zis, mă, de ce faceți voi chestia asta ce faceți acum? Făceau ceva care nu trebuia făcut. Și ăsta i-a spus, mai, dacă aș încerca să-ți explici, să-ți explic și așa nu înțelegi. Mai bine, lasă-mă pace. Ăsta era așa de jignit. Cum, domnule, ce ăsta are IQ mai mare decât mine, dacă îmi explic eu nu înțeleg, nu? Uneori Dumnezeu nu se obosește să-ți explice. Că uneori chiar că nu înțelegem dacă, ar, dacă ne-ar explica de ce. El știe bine de ce te trimite în țara Izabelei. Pentru că nu-i trece prin capul lui Izabela să te caute acolo. Okay? Nici nu-i trece prin cap să te caute acolo. Să te caute peste tot în altă parte. Cred că a trimis spioni în toate țările din lume, în afară de backyard-ul lui Socrăsa, lui sa lui, lui bunică-sa. Unde stă Ilie? ascultă porunca, chiar dacă este și pare lipsită de sens. Este o provocare foarte mare pentru Ilie. Ilie îi se cere nu numai să meargă acolo, dar să locuiască acolo. Locuiește acolo. Locuiește acolo până când vei primi alte dispozițiuni, alte ordine de la mine. Locuiește acolo. Marea provocare a lui Ilie este, este, aceasta, să locuiască acolo, în țara Izabele și să fie îngrijit de o văduvă. Cred că toată mândria lui bărbătească a fost provocată acum. Doamne, de când mi-ai trimis și mi-ai dat porunca asta, mi s-au întâmplat cele mai năstrușnice lucruri din viața mea. M-ai trimis să țin o predică de 30 de secunde, am fugit și m-am ascuns lângă un păriu până o secat, în loc să-mi dea mâncare nevastă mea, mi-au dat niște corbi uh, negri, mâncare în fiecare zi, ok? Și acum, culmea ironiei, mă trimis la o văduvă din țara lui Isabela, domnule, cea mai mare dușmană a mea care vrea să-mi ia viața acum. Provocarea lui Ilie este o lovitură de moarte pentru mândria lui de bărbat și de profet. Mândria este pusă la încercare dacă ar fi fost vorba ca Elie să se ducă acolo să ajute pe cineva, nu? Noi bărbații suntem gata de sacrificiu, așa? Domnul ne-a trimis să avem grijă de o văduvă rămasă cu un copil orfan și o să fac tot ce pot și o să ajut pe femeia asta. Domnul îi spune, tu ești mai nenorocit decât văduva aia și i-am poruncit ei să aibă grijă de tine. Știți că Sarepta înseamnă cuptor de topit, furnal? În, în Sfânta Scriptură, până și numele proprii au semnificații formidabile. Dumnezeu îi spune lui Ilie, după ce ne-am tuns și am tăiat lăstarea aceea de amărăciune și te-am hrănit eu cu apă și cu meniul corbilor, de data asta, Ilie, trebuie să intrăm la topit. Aurul din tine trebuie curățat. Mergem la furnal. Pentru că trebuie să iasă din omul acela, din Galad, trebuie să iasă omul lui Dumnezeu. Și ăsta nu iese frumos și curat decât din cuptor. Și trebuie să te trimit în cuptorul de purificat de la Sarepta Sidonului. Dacă l-a cherit, Dumnezeu a curățat, aici Dumnezeu topește și curăță mai profund caracterul și sufletul acestui bărbat. Vom discuta acum despre o promisiune minunată pe care Dumnezeu o face de data asta prin Ilie acestei femei văduve. Imaginați-vă cum intră în cetate, Ilie vede o femeie care adune vreascuri, adune lemne. Și ori de câte ori citesc uh, pasajul acesta, um, vine în minte din povestea cu păcală. Nu? Păcală intră într-un sat și vede o femeie, zice, nănuță, poți să-mi dai o cană de apă, că mi-o foame de n-am unde dormi. Uh. Ca să, ca să intre în, în vorbă cu, cu femeia asta, nu? Îi spune, de fapt, toate nevoile lui care există. De fapt, Ilie, asta este, dăm un pahar de apă, dăm, dăm puțină apă, că mi-e o foame de n-am unde dormi, de n-am unde să locuiesc. Femeia se duce și atunci Ilie o oprește și îi spune, uh, știi ceva, dacă tot te duci, adum și ceva de mâncare. Uh, că mi-o foame de n-am unde dormi la noapte. Văduva este confruntată dintr-o dată cu realitatea cămării ei goale. cămări ei goale. Un necunoscut, îmbrăcat ciudat, cer un par de apă, după care vrea și mâncare, și precisă, ăsta nu are unde dormi la noapte. Și femeia asta se gândește la resursele ei, se gândește ce are în cămară, ce are în frigider și știe că nu are aproape nimic. Are un pumn de făină, ea este de fapt la ultima cină din viața ei, pentru că spune, vom pregăti asta, vom mânca eu și fiul meu și vom muri. După asta nu mai există nici o resursă, nu mai avem nicio resursă de nicăieri. Foametea, seceta din Israel se extinsese până în țara Izabelei. Nu ploase deloc pe fața pământului. Ilie a cerut asta, nu-i așa? Numai la cuvântul meu. Femeia aceasta este confruntată cu realitatea că mării ei goale. Știți că asta se întâmplă cu noi la fiecare colectă? Nu? Se întâmplă cu noi de fiecare dată cu Dumnezeu spune dați ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru misionari, facem imediat inventarul. Ce este? Ce avem? Ce avem? Și întotdeauna avem de ales Consumăm acum uh, realitatea cămării noastre, a rezervelor noastre, sau ne încredem în Dumnezeu pentru viitor? Ce facem? Dăm sau păstrăm pentru noi așa puținul care este și care, de fapt, nu o să ajungă anyway? Femeia aceasta știe foarte clar că dacă nu intervine Dumnezeu acum moartea este sigură. Fără Dumnezeu în viața noastră, existența noastră umană nu este decât disperare. Vom mânca și vom muri. Nu este altă soluție. Vom mânca și vom muri. Din păcate însă, cu toții suntem vinovați că ne uităm la problemele noastre, la realitatea cămării noastre, la realitatea rezervelor noastre, întotdeauna le numărăm, le socotim, și nu avem încredere în Cel care poate rezolva problemele noastre. Este așa de ușor să, că, să cădem în capcana îndoielii. Oare să chiar de la Domnul? Poate nu-i? Dacă ar fi proroc ca lui Dumnezeu, ăsta ar ști că mai am un pumn de făină și puțin ulei. Dacă ar fi de la Dumnezeu, ăsta nu mi-ar cere tot, Domnule. Ce înseamnă egoismul ăsta? Fă mie întâi! A sunat foarte rău nu? Femeia spune, domnule, am un pumn de făină și cât, câtva ulei, facem o turtă și eu și băiatul meu mâncăm și murim după aia. Și tu îmi spui că tu ești mai întâi decât noi? Și din ultima resursă vrei să fii tu întâi? Credința întotdeauna îl vede însă pe Dumnezeu mai mare decât problemele pe care noi le avem. Și femeia aceasta este admirabilă pentru că ea se încrede în Dumnezeul lui Ilie fără să-l fi văzut, fără să fi auzit despre el. Se încrede în Dumnezeul lui Ilie. Haideți să ne mai gândim puțin la cererea asta pe care o face Ilie, versetele 13 și 14. Nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Nu mai pregătește mie întâi, cu un de lemnul și făina aceea, o mică turtă și adu-mi o pe urmă, să faci și pentru tine și pentru fiul tău, căci așa vorbește Domnul. Cererea pe care o face Ilie acestei văduvi, văduve, el ascultă drama acestei femei. Este îngrozitor să auzi că o femeie singură, probabil i-a murit soțul, a rămas cu un copil, este săracă lipită pământului, este la ultima cină. Pregătește ultima masă din viața ei Să auzi asemenea dramă Nu este un lucru ușor Este devastator să auzi povestea asta Drama aceasta a femeii Și Ilie pune femeia aceasta La un test al credinței Un test extraordinar Ce este pe primul loc în viața ta? Dumnezeu sau resursele tale? Sau tu? Renunț la puținul tău ca să asculte Dumnezeu sau nu. Și femeia aceasta trece testul cu brio, cu, cu bine. Alege ca Dumnezeu să stea pe primul plan în viața ei. Vădul aceasta este admirabilă. Ilie o încurajează, o iluminează asupra realității în care ea se găsește și îi rostește promisiunea acesta, aceasta de la Dumnezeu. Resursele puține pe care le ai vor dăinui. Femeia se încrede în Domnul și ia o decizie majoră. Să duce și face exact cum a cerut omului Dumnezeu. A ascultat în tocmai uh, porunca lui Dumnezeu și nu a ascultat de rațiunea ei. Rațiunea ei de mamă spunea, fă pentru fiul tău, puținul ăsta dă-l să-l mănânce copilul tău, nu-l da la străinul ăsta care vine. Femeia aceasta nu ascultă de rațiunea ei, de instinctele ei de mamă, ascultă de Dumnezeu, alege să asculte de Dumnezeu. Este un moment decisiv în viața acestei femei. Știți că acesta este testul cel mai greu din viața noastră, când trebuie să ne uităm la realitatea în care ne aflăm și să decidem de cine ascultăm. Ascultăm de rațiune să ascultăm de Domnul. Ce mai mulți dintre noi însă decidem să ascultăm de mintea noastră, de rațiunea noastră, de calculele noastre și nu ne bizuim pe Domnul. Se spune că un om însetat în deșert a găsit o pompă. A început să pompeze din răsputeri, transpirat, n-a ieșit niciun gram de apă. Disperat, cu frica morții în sân, s-a așezat la umbra unui pom. Și spre surprinderea lui a găsit un ulcior plin cu apă la tulpina pomului. Și pe ulcerul acela scrie așa, apa aceasta este pentru pompă toarnă tot în pompă și vei avea de băut cât vrei. Nu uita să-l umpli pentru următorul însetat care vine. Ce faci în situația asta? Instinctul tău spune, bea, bea, bea apa asta toată. Nu? Ce-i mână nu-i minciună, așa e? Puțin, puțin făină, dar ai făină, e făină, e făina noastră, nu? Ei, un pic de ulei, dar este. Este ceva? Mors de sete, s-a dus, a pus tot ulciorul în pompă, a pornit și a pornit apa. A avut apă din belșug să bea. Asta se întâmplă cu credința. Când credem în Domnul, vine belșugul. Ai de unde? Ai rezerve pentru mai târziu. Dacă consumi, mor și tu și mor și alați care sunt în jurul tău. Uneori viața ne oferă această alternativă term extraordinară. Consumăm ce avem acum sau ne încredem în Dumnezeu? Consumăm ce este sau ne încredem în Domnul? Haideți să discutăm puțin și despre provizia aceasta divină, aprovizionarea divină. Și în primul rând să menționăm că ea este expresia Harului Dumnezeiesc, Harului Divin. Văduva a trăit mulți ani din resursele ei de văduvă, ar fi murit imediat, ultima masă și ar fi urmat moartea. Dar pentru că a ascultat, a venit abundența Harului Dumnezeu și a trăit multă vreme din Har, din binecuvântarea lui Dumnezeu. Văduva aceasta avea ultima masă și urma moartea, dar pentru că a ascultat, a venit harul lui Dumnezeu. Încredințându-se și încrezându-se în mâna Domnului, în harul lui Dumnezeu, a trăit prin har multe zile, prin credința în Domnul care a asigurat cele necesare pentru că Dumnezeu onorează întotdeauna credința omului. Dumnezeu este impresionat de credința noastră. Vreau să menționez că această provizionare divină este un miracol zilnic. Un miracol zilnic. Acum eu sunt convins că Dumnezeu ar fi putut să facă tot la fel de bine să îi spună și văduvea acestea, cum i au spus alte văduve, Dute, adună, toate butoaiele de prin vecini și toate ulcioarele care sunt posibile, că o să te umplu de făină acum și ulei până cum n-ai avut -o niciodată. Nu? Putea Dumnezeu să facă asta? Sigur că da, pentru că au mai făcut-o. Știți că a fost o văduvă care avea datorii și omului Dumnezeu a zis, du-te, adu, -o, adu -o din vecin vase. Și tot a curs un de lemn, tot a curs, tot a curs, s-au umplut toate vasele. Și când n-a mai fost niciun vas gol, s-a oprit un de lemn. Eu cred că Dumnezeu putea să facă exact același lucru. Se umple cămările de făină și de ulei la femeia asta. Dar nu s-a întâmplat asta. Puținul acela s-a refăcut în fiecare zi. În fiecare zi s-a golit vasul de făină, în fiecare zi s-a golit ulciorul și a doua zi a fost din nou puținul ăla la loc, nu s-a întâmplat nimic cu el. Puținul se reface în fiecare zi. Este ca și în rugăciunea, dat, rugăciunea pe care ne-a învățat-o Domnul în Tatăl nostru. Pâinea cea de fiecare zi de ne nouă astăzi. O pâine pe zi. În fiecare zi Domnul îți dă ce ai tu nevoie. Pentru că în fiecare zi trebuie să te încrezi în El. În fiecare zi trebuie să vezi harul lui Dumnezeu. În fiecare zi trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru puținul acela care vine. Puținul tău în mâinile lui Dumnezeu înseamnă o mare abundență. O mare abundență. Pentru că femeia aceasta și-a pus un pom de făină și câțiva strop de ulei în mâna lui Dumnezeu. A avut din belșug să se hrănească ea, copilul ei și ilie, până când Dumnezeu a dat ploaie pe fața pământului. Ce lucru extraordinar a făcut Domnul cu femeia aceasta! Gloria divină constă în faptul că în fiecare zi se golea sacul de făină și ulciorul de ulei și cantitatea aceasta se reface. Noi întotdeauna suntem impresionați de cifre, nu-i așa? de mult, nu de puținul care ajunge. Ar trebui să fim impresionați de puținul care ajunge, nu de cantitatea enormă. Toată lumea îmi vrea a, binecuvântare, ce înseamnă? Pentru cei mai mulți dintre noi, ceva mult. Vai, ce binecuvântare, nu? Să nu -mi minte că eram la o convenție prin Detroit și Ora, ora 1 noapte am venit de la convenție, obosiți toți, după ploaie, din aceea îngrozitoare, toți eram murdari și ne-au dat de mâncare, că era, ne erau morți de foame. Și atunci a venit un frate cu niște lebenițe din alea mari și ne-a spus, acum o să punem un capac de binecuvântare, zice el. <laughs> capac de binecuvântare. Ne-a rămas termenul acesta. Întotdeauna capacul ăsta de binecuvântare se pune peste ceva mult, nu-i așa? Deci toți suntem impresionați de mult. Ce ar fi să fim impresionați de puținul care ajunge? Nu? Ajunge în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi. Văd asta n-a fost mai bogată în nicio zi mai mult ca ziua în când a găsit-o Ilie. Tot la fel de sărac a fost. Dar a ajuns în fiecare zi, multă vreme, puținul acela care s-a mulțit noi suntem impresionați de cifre mari. Cineva a spus că noi ne uităm la vulturi. Dumnezeu se uite la vrăbii. Nu? Vulturi mari, păsări mari, puternice. Nu? Domnul nu zice că se îngrijește de vulturi. Se îngrijește de vrăbii, de păsări. Zice că niciuna nu cade fără să știe el. În altă parte spune că se îngrijește ce să mănânce, care păsările astea care nici nu seamănă, nici nu seceră. Dar se îngrijește de ele în fiecare zi. Ce credeți că le dă așa un hambar mare, plin de grâne? Nu, cât e un bob în fiecare zi, undeva. Noi ne uităm la vulturi, Domnul se uită la vrăbii. Ilie, văduva și copilul trăiesc prin har spre gloria lui Dumnezeu. Spre gloria lui Dumnezeu. Vreau să închei și în concluzie să spunem câteva lucruri și o ilustrație. Numărul 1. Sarepta înseamnă cuptor care lămurește aurul. Când Dumnezeu te trimite la cuptor, nu te aștepta la alte lucruri decât zile fierbinți, puținul care ajunge, dar și portarea de grijă a lui Dumnezeu să ieși curat și omul a lui Dumnezeu din cuptorul acela. 2. Umilința. Dumnezeu trebuie să cultive uh, calitatea asta în noi. Noi suntem gata să ajutăm pe alții, sigur că da. Știți că cei mai mulți dintre noi facem uneori chiar dărnicii așa din orgoliu, din mândrie, să se vadă, să se audă. De aceea spunea Domnul Isus: Când faci o binefacere, să nu știe stânga ce face dreapta. Ai grijă, nu fă reclamă. Că s-ar putea dărnicia ta să fie născută din mândrie și nu din umilință. Dumnezeu îl trimite pe Ilie să fie îngrijit de o văduvă, nu să îngrijească el o văduvă. Nu? În al treilea rând, provocarea credinței. Întotdeauna credința noastră va fi provocată, va fi testată. Trăim din ceea ce avem sau ne încredem în purtarea de grijă Domnului? Știți că asta este provocarea credinței noastre de fiecare zi? Trăim din resursele noastre sau ne încredem că Dumnezeu ne va purta de grijă pentru restul zilelor? Când ne încredem în Dumnezeu pentru purtarea Lui de grijă, nu avem probleme cu dărnicia. Absolut deloc. Avem întotdeauna probleme cu dărnicia când ne încredem în resursele noastre. Numărul 4. Soluția nu sunt cei cu mare averi, ci oamenii cu mare credință. Femeia aceasta nu are nevoie de un prinț, nu are nevoie de un primarul orașului să vină să o viziteze, să oprească o căruță plină cu de făină. Femeia asta are nevoie de un om cu o credință care să facă să apară pumnul ăla de făină în fiecare zi și picurea de ulei în ulciorul ei. Avea nevoie de un om al credinței. Cinci. Nu abundența este secretul, ci puținul care nu se termină. Nu abundența, ci puținul care nu se termină. Și ultimul lucru, cred, avem nevoie de o credință mai mare. Sunteți de acord cu asta? Că dacă am avea o credință mai mare, Dumnezeu ar face lucruri mai mari cu noi. Vreau să vă spun istoria unui om care a trăit exclusiv prin credință. Poate că în istoria modernă nimeni nu s-a ridicat la uh, satura lui George Müller. Era fiul unui vameș german, neamț, hoț, un șmecher și un cartofor de mâna întâi. A fost în pușcărie, nu s-a cumințit. A ieșit afară din pușcărie, dar într-o seară, din dintr-o sâmbătă din anul 1825, s-a întors la Dumnezeu. A emigrat în Anglia după aceea, s-a căsătorit și s-a stabilit în Bristol, un oraș din Anglia. În 9 decembrie 1835, s-a dus la primăria orașului și a prezentat proiectul unui orfelinat. Și a căutat niște donatori creștini din Bristol... Și-a închiriat o clădire pe Six Winston, Winston uh, Street, și orfelinatul și-a deschis porțile în 11 aprilie 1836. 26 de orfani au venit din prima zi în orfelinatul lui Müller. În câțiva ani mai avea încă două case pline de orfani. Se spune că în orfelinatul lui au crescut peste 10.000 de orfani în timpul celor 93 de ani a lui Müller. A murit la 93 de ani. Și Müller a hotărât un lucru absolut ciudat. A hotărât că el nu va cere bani de la niciun om niciodată pentru copiii orf orfelinatului său. a refuzat să ceară bani de la oameni. El a spus așa, dacă Dumnezeu m-a pus pe mine să am grijă de orfanii ăștia, Dumnezeu îmi va da pâine și mâncare pentru acești orfani. Dețat! Dacă citiți istoria lui Müller, veți fi șocați. Sute și sute de exemple de genul ăsta. Dimineața, toți copiii sunt așezați la mese, cu farfurile în față, cu paharul pentru lapte, și Müller n-are nimic, dar absolut nimic să le pună în față. Și Müller le spune copiilor, copii, haideți să ne rugăm ca Domnul să ne dea de mâncare. Și copiii s-au rugat împreună cu Müller. În timp ce ei se rugau, o bătaie puternică la ușă, era brutarul din oraș. N-am putut să dorm azi noapte și pe la ora două m-am pus la lucru și am simțit că trebuie să coc pâine proaspătă pentru copilul orfelinatului. Și a venit cu pâinea. N-a terminat bine de anunțat că o nouă bătaie la ușă era lăptarul, căruța, cu lapte s-a stricat în fața orfelinatului, a picat roțile și ca să nu se strice laptele, a zis lăptarul, m-am gândit să-l dăm la copii să-l bea. Nu? Zeci și zeci sute de exemple de genul acesta, până la 93 de ani, peste 10.000 de orfani au mâncat prin credință că Dumnezeu poartă de grijă. Seara asta încheiem cu o întrebare simplă. Vom trăi în continuare numărându-ne resursele cântărind făina și uleiul care îl avem, sau o să ne încredem în Dumnezeu pentru viitor. Cine credeți că știe mai bine? Știm noi sau El? Zicea cineva că dacă dai 10% din, mă rog, resursele tale lui Dumnezeu, o să fii de 10 ori mai happy cu aia 90% care au rămas. Unii vor să fie și mai fericiți, de deci aceea dau 20% ca să fie de 20 de ori mai fericiți decât cu 80% care le rămân. Știți că sunt oameni lui Dumnezeu foarte, foarte mari și multi, multi miliardari care dau 90% din tot ce au ei lui Dumnezeu și împărăției lui Dumnezeu? Vreau să vă liniștesc. Nu, nu suntem în criză financiară ca biserică. Nu, nu, nu cer bani. Doamne ferește! Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un mod extraordinar. Sunt bani în caserie, urmează să refinanțăm finanțăm. Băncile spun că clădirea noastră valorează aproape 2 milioane de dolari, așa că nu avem probleme să ne dea bani. Dar eu mă gândesc la mine, la următorii ani, la restul vieții mele, ce fac cu ea? Nu? Îmi fac socotelile. Acum, la urmă, mai de aici vine atâta, de dincolo așa, am atâta făină, atâta ulei, de câte ori mâncăm, nu? După care murim. Oricum o să murim, nu-i așa? Mai devreme să mai târziu. Voi trăi prin calculele mele sau voi trăi prin credință în Domnul? Asta este întrebarea. Ultima. Nu-i așa? Văduva aceasta a învățat acest adevăr fundamental. Ascultați-mă. Nu abundența este importantă, ci puținul care ajunge. Și care ne va ajunge până la capăt. Haideți să încheiem cu o rugăciune. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta pentru cuvântul lui, pentru părtășia care am avut o împreună și să cerem Domnului înțelepciune să trăim nu prin vedere, nu prin uh, calculele noastre, ci să trăim prin credință.